Alo. Alo, da? Bună ziua și la mulți ani și noastră. Da, Ionel Nistor. Da, domnul Sorin. La volan, am 3 km de mers până în casă și putem să dăm desfășurare. Nu, discuția se pune altfel. Ce fel de folie vă luați? Pe 24, pe 12 sau 220? Și în funcție de ce folie vă luați, da, se poate discuta mai degrabă capacitatea foliei, că ea, fiecare folie are una, să zicem, o dimensiune de rezistență. Dacă o dai mai jos, se poate aprinde, se poate lua foc. Eu am folosit acolo, în descrierea aceea, folie pe 24 de volți, ca să poată fi alimentată și la baterie de camion. Un proiect a fost pentru un domn care și-a luat izotermă, totul în regulă, dar când ajungea în pastorală, stupii lui ieșeau la prânz, fiindcă așa de bine izola. Și atunci omul vrea să le dea un impuls termic ca să iese ca și celante albine care le avea pe jos. Și atunci ideea de încălzire electrică a fost gândită pentru dimensiunea aceasta de camion. Și în contextul acesta, ce este important este toate să fie uniforme, să se măsoare. Eu am făcut și cu trei elemente, da? Trei benzi din acelea, dar s-au autoaprins. Am făcut și cu patru, astea au mers bine. Dar cel mai sigur au fost cu cinci elemente. Așa, acei cinci elemente erau pentru sistemul de 24 de volți. Așa, au fost colegi care am auzit că au făcut direct pe 220. Eu nu am mers pe ideea de 220, că trebuia anumită suprafață care era minimă necesară să pot să o bag în stup. Și atunci, plus că ideea trebuia să vii cu 220. Eu am făcut cu 24, fiindcă le-am gândit în seriate. Fiind în seriate și măsurat curentul și tăiat corect, atunci curentul care trece prin fiecare este aceeași curent. Tensiunea care pică, calculez să fie 10 puse la 220 și pică o tensiune egală și un același curent dacă ele sunt măsurate corect și spuse cum trebuie. Ei, și asta a fost ideea. Mi-am luat cu 24, le-am tăiat la anumită dimensiune, având în calcul ca rezistența aceea care se creează să fie egală cam la toate elementele. Acolo unde mi-au rămas restul de 3, am încercat să fac cu 3. Și dacă rămâi doar cu 3 și înseriezi 10, 11, 12, nu e o problemă, dar dacă le intercalezi cu ălea de 4 sau cu ălea de 5, curentul diferă și le arde pe ălea de 3. Deci trebuie să vă calculați exact cât trebuie să le faceți. Și le faceți după principiul dumneavoastră. Vreți să le băgați pe 220, să vedeți clar ălea de 220 unde au din fabrică dimensionarea să fie tăiate, că ele au trasat pe ele unde pot fi tăiate. Consumă, omul, în conceptul lui avea ideea de fotovoltaice pe camion. Da, deci avea niște concepte aparte, deci, na, omul să aibă, na, mă rog, costul de achiziția pe piesă a fost de 12 lei pe fiecare rezistență. Tot ce a însemnat treaba asta, să îi cumpăr cablu, capse, tot, pentru fiecare folie de aia a fost cam vreo 12 lei. Dar dacă le cumperi din timp și de pe undeva unde sunt mai ieftine, nu de la ăștia de pe site-uri, poți să ieși undeva la maxim 8 lei. La maxim. Deci, nu. Deci eu nu am mers pe varianta de laterală. Le-am recomandat pe laterală când am pus experimentat pe fundul stupului toată căpăceala aia.